Pătar, cel mai nou artist Red Clover Media și o posesoare de piesă produsă de HHH Production, ha, 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 după cum ați auzit, împreună cu prietenul Speak. Da. Ce se întâmplă? Noi avem un nou test la NASA. Noi aveam testul ăla cu ce mănânci dimineața, o ochiuri, o omletă, nu mai merge, nu mai merge. Trebuie să facem altceva. Împreună cu dansatoarele tale, corpul de balet, corpul de balet, aș vrea să ne ajuți să citim o rețetă. De exemplu, astăzi avem o rețetă de ciorbă de legume. Ciorba de legume, iau legumele, se pun. Doar că rețeta asta poate fi citită în fel, dar mai ales în chip. În fel și chip. Noi am vrea, ți-am pregătit o rețetă de ciorbă de legume. Am vrea, dacă poți, să-ți imaginezi că nu este o rețetă de ciorbă, ci este o scrisoare de dragoste. Aș vrea să-mi citești cât mai sexy cu putință, erotic aproape, o rețetă de ciorbă de legume. Noi o să, o ciorbă sexy, a? Noi o să renunțăm un pic la muzică așa și vreau să aud pluscăiturile, vreau să transmit mesajul, deci, cât se poate de sexy. Ia. Deci trebuie să-mi imaginez în primul rând că sunt în studio cu căștile pe urechi, știi? Da, da, da. Când da, mi da, se cere să interpretez. Exact, exact, foarte exact. Da. Sexy, da. Cu glas, cu putere, cu ia. Cu putere, nu, păi asta se dă pe aer. Pe aer, pe șoaptă. Vreau pe aer, da. Deci, ciorbă de legume, preparare. Se toacă mărunt ceapa, se taie jumătăți de rondele morcovul și se taie cu bulețe țelina, pătrunjelul, păstârnacul și ardeiul gras. Mi se pare continuă, nu te-am prins! Mai bine le predau lor ștacheta, cel mai bine. Hai, fetelor, ajutați-mă! Aveți acolo hârtiuța voastră? Stai. Ștacheta e aici! Ați preluat ștacheta! Foarte bine, domnul Dani! Foarte bine, domnul Dani! Vorbiți, vă rog, cu bruneta care s-a pregătit pentru acest moment. Citește, vă rog frumos. Deci, sexy, o rețetă de ciorbă de legume. Roșiile se strivesc cu furculița. Se adaugă în ciorbă și se mai fierb încă 5 minute. Dați focul la mic sub ciorbă, astfel încât să nu mic, mai avem. Bolborosească. Bolborosească? Stai, băi, odată, băi, băi, strigi moment. Te rog, cu emoție, cu sexy, sexy. Smântâna. Se bate cu ouăle până la omogenizare. Se pun pe rând câteva polonice de supă fierbinte. Sexy. În șoaptă. Peste acest amestec și se amestecă cu telul până la fiecare polonic să nu se mai prânzească. Turnați în oală. Îmi cer scuze. Sexy, nu uita, ești sexy. Stai așa că mai întrerup și mai știu unde sunt. Așa e, plus că... Ia de unde vrei. Hai, trecem la pasul 8. Da. Hop, direct. Este oricum opțional. Puteți lăsa ciorba nedreasă și treceți direct la pasul următor, astfel încât ciorba de legume va fi de post. De prost. Ova! Vlăduț, de mâine așa citești rețetele. Zici tu, pune-mă la încercare. Lăsați, lăsați. Mulțumim, Cristina Spătar, mulțumim...